Bună ziua, numele meu este Leordean Ionuț și astăzi o să vă prezint un tutorial cum să scăpați de lag spike-uri pe cât și pe ATI Radeon, cât și pe Nvidia GT. Nu trebuie decât să urmăm acești pași. Intrăm pe Google. Ok, acum să vă explic. GT 9600 a fost făcut undeva în 2008. Bine, ok, căutăm driverul ei pe net. GT 9600 driver Nvidia, fiind după site-ul lor, nu din altă parte. Așa, după aia dăm la driver aici sus, dăm la download, selectăm pe ce sistem de operare lucrăm și seria plăcii video. Este fix aici. Dăm start search. Prima oară când mi-a luat placa video am folosit GeForce 340.52 original. După aia a apărut beta, în care nu avem ce căuta aici și am zis în felul următor, de ce am lag spike-uri, chiar dacă jocurile îmi rulează la medium sau la high. Am instalat driverul mai vechi, 337.88, de atunci totul a revenit la normal, pentru că are mai multe bug-uri fixate decât de 340. Uitați aici, aici vă arată toate jocurile care rulează această placă video și mai ales acest driver. Așa, nu trebuie decât să-l downloadați, scăpați de driverul vechi, îl downloadați pe acesta și instalați din nou. Ca altă alternativă ar fi să vă dau un site unde vă citește toate driverele dumneavoastră din calculator. Intrați pe Google și scrieți în felul următor, toless driver. Dați la mesh drive aici. Așteptați un pic. Nu este site românesc. Așa. Ok, am intrat. Dați jos la large detection. Așteptați un pic. Ei bine, aici vă pune să instalați un program. MaConfig se numește. Uitați aici, dați install, păstrează, îl porniți, accept, dați OK, așteptați un pic să instaleze, dați un refresh la pagină și acum ar trebui să vă citească toate componentele din calculatorul dumneavoastră. Dați un pic că nu s-a instalat încă acel programaș. Mai dăm o dată refresh. Dacă nu merge nici așa, intrați din nou pe Google. După ce s-a instalat programul, intrați pe Toolless Driver. Mesh Driver. Și dați Launch. Se pare că driverul nu se instalează nici acum. Intrăm în Task Manager să vedem dacă le mai este aici. Așa. Dacă nu merge nici acum, îl mai instalăm o dată. Mie nu face probleme, nu mi-a făcut probleme până acum. Poate odată cu acest program de înregistrare mă blochează pentru a instala. Mai instalăm o dată, nu este nicio problemă. Așteptăm. Dați OK. Și așteptați. Next. Repair. Îi dăm un repair. L-am mai avut o dată și poate s-a stricat. Chiar dacă nu o să pot să instalez acest program, o să vă explic pas cu pas cum facem. Uitați că merge și, în sfârșit. Așteptăm un pic. Aici apar toate componentele calculatorului Phenom ETK și aici aveți toate, toate driverele. Uitați, pe mine mă forțează să instalez driverul de placă video cel nou 340. Eu n-am nevoie, l-am instalat pe cel vechi, placă de sunet. Absolut toate driverele veți găsi aici de la și de la USB, dacă aveți nevoie, și de la monitor, încât și de la monitor și de la micro și de la
tastatură și mouse. Bine, ok, cam atâta pe ziua de astăzi. Vă aștept și eu cu un coment și cu anumite probleme. Le putem rezolva împreună. Să aveți o zi cât mai bună.